Matei Stratan și Andreea Raicu au fost surprinși tot mai des unul în compania celuilalt, astfel că au apărut speculații privind o posibilă relație amoroasă între ei. După ce afaceristul și Mădălina Ghinea s-au despărțit, acesta nu a mai fost văzut în compania altei femei și nici Andreea Raicu nu s-a mai afișat de mult timp la brațul altui bărbat. Acum însă, Matei Stratan a spus tot adevărul despre întâlnirile cu Andreea Raicu, care mai de care mai inopinante. Ultima oară când au fost văzuți în același loc a fost chiar la ziua de naștere a vedetei pe care și-a sărbătorit-o în Italia, acolo unde culmea se află și fica lui și a mândălinei dar pe care nu a vizitat-o cu această ocazie. Am văzut că se vorbește foarte mult de faptul că eu și Andreea formăm un cuplu. Nu este nimic adevărat. Suntem amici, atât, nimic mai mult. Nu suntem în sensul ăla la care se gândesc mulți. Noi suntem într-un grup de prieteni și așa mai și ieșim, ne mai întâlnim, a declarat Matei Stratan. În ceea ce privește relația cu Mădălina Ghenea, cei doi au format un cuplu pentru mai bine de trei ani. Păreau mai îndrăgostiți ca niciodată și chiar credeau că sunt suflete pereche, motiv pentru care au dus pe lume o fetiță în vârstă acum de patru ani pe nume Charlotte. Din păcate însă, carierele lor i-au făcut să se distanțeze, iar o la distanță nu era posibilă, astfel că drumurile li s-au separat.